O nouă zi și astăzi este o zi în care mi-a venit o idee super genială în care vreau să-l prankuim pe Dariusel. Știți că îl prankuim practic pe Dariusel, îl prankuiesc și pe Dariusel practic și pe Alice, pentru că nici Alice nu știe și nici nu vreau să știe, dar o să vedeți cum vreau să fac astăzi. Ei bine, cum ați văzut și în titlu și în toate chestiile astea, eu vreau să mă costumez în Mara, vreau să mă duc la Alice să-i zic să se costumeze în mine, ca eu să pot să vorbesc și cu vocea mea și cu vocea de Mara. Dar vă întrebați, mă Rafael, tu ai zis cumva să nu știe nici Alice, păi și tu cum faci? Ei bine, m-am gândit și la treaba asta. Vreau să-i spun Alice, bă Alice, fii atentă, am descoperit o chestie nouă. În primul rând, o chestie asta cu Dariusel și cu Mara, o să zic ceva de genul ca și cum am găsit eu ceva, o chestie între ei doi, ceva foarte interesant. Și că l-am văzut practic pe Dariusel cu Mara, că am văzut că vorbește cu o fată, am văzut așa și știu și vocea ei și eu am descoperit o activitate super tare. Ei bine, ce am descoperit eu? Am descoperit o inteligență artificială, un AI cu care eu o să pot să fac toate chestiile astea ca să meargă totul, să decurgă bine, ca Alice să nu-și dea seama practic că Dariusel, știți că Dariusel practic are pe Mara și eu nu vreau să știe de Mara, nici Alice, dar nici Dariusel. În primul rând, poate o să știe Alice în viitor, dar acum nu vreau pentru că vreau să facem mai multe chestii de genul. Dar v-am zis, o să zic lui Alice, mă Alice, am o voce, adică pot să schimb vocea, practic am o inteligență artificială, pot să-mi schimb vocea, să-mi fac vocea și a mea și vocea Marei, care este fata cu care vorbește Dariusel. Eu o să mă costumez în Mara, tu Alice costumează-te în Dariusel, în mine, pardon, da, hai, nu vă mai zic prea multe, o să vedeți voi când o să fie treaba acolo, dar scrieți-mi în comentarii dacă credeți că o să iasă și ce credeți că se va întâmpla, cum credeți că va reacționa Dariusel când mă voi duce ca Mara, pentru că fiți atenți cum vreau să fac. Vreau să mă duc la Dariusel ca Mara și să vorbesc cu vocea mea normală de Rafael și după aceea să apară în peisaj și Alice care e costumată ca mine, cum vedeți cum sunt eu acum, așa să fie Alice și eu practic o să vorbesc și ca Mara și ca Rafael. Chiar sunt curios cum o să fie, o să-mi fie cam greu totuși, dar să sperăm că o să iasă totul foarte bine, să nu ne dăm de gol, că dacă ne dăm de gol ar fi foarte nașpa. Bun, hai să ieșim din casă. Prima oară să mergem la Dariusel, că trebuie să fac în felul următor ca Dariusel să zică practic că eu o să mă duc, o să-i zic ceva de genul că mă duc prin oraș, mă duc eu pe afară, toate chestiile astea ca să nu-și dea seama într-un fel că eu sunt, pentru că bine, oricum o să-mi vadă practic atunci, dar acum pe moment când o să fiu acasă să își pune niște semne de întrebare totuși, dar hai să mergem acum, mergem la el să vedem ce tot face mă Dariusel, ia mă să vedem, mă ce tot face mă Dariusel. Bă, Dariusel, tu te ceri cu Moș Crăciunul care e geniu, Moș Crăciun decorațiunei? Da, băi, șmecher, zi șmecher. Bă, Dariusel, tu acum te ceri cu mine? Ia zi, băi, șmecher. Ah, ok, Dariusel, tu ești un NPC, i-am înțeles, Dariusel, altceva nu mai e în vocabular, nu mai știi să zici altceva, nu? 1, 2, 3 de la salele. Da, mă gândesc dacă iar ziceai Dariusel, băi, șmecher, deci nu, că deja, nu, dădeam alte 4 la viață, pe bune, Dariusel, mă, ce faci, Dariusel, ce tot faci pe aici? Cum să te, de ce te-ai apucat să te ceri cu ăsta? Ce încerci tu aici? Vrei să vrei? Ah, wow, foarte amuzant, ești tu, Dariusel, stai puțin, bă, lasă-l odată, bă, vreau să vorbesc și eu cu tine. Tu ce încerci aici? Te crezi șmecher ca și cum, mamă, poate dai de cineva pe stradă de un băiat, Dariusel, cu care să te iei la ceartă și iarăți îl exersezi practic acum pe Moș Crăciun? Da, bă, de unde știi? Ah, ok, Dariusel, deja mă enervez. Mă, cred că nici n-am trebuit să mai vorbesc cu tine. Mă, dar ce te, Dariusel, ce, Doamne, Dariusel, bă, tu, Doamne, tu crezi că vine cineva să se ia de tine, Dariusel? La cum te vede cât de prostănac ești tu, Dariusel, nimeni nu s-a atinge nimeni de tine, te lasă în pace. A, mă, du-te, mă, de aici, gata, deja mai și enervez, bă, Dariusel, bă, ce să zic, mă, Dariusel, fii atent, eu mă duc prin oraș, bă, Dariusel, nu știu, mă duc la Alice prima oară să văd ce face, după mă duc eu prin oraș, fac eu toate treburile astea, hai, pa, lasă-mă, deja mă enervează, bă, Ce vrei? Abucea la caca! Wow, foarte amuzant. Wow, am pierdut toți neuronii cu Dariusel. Bă, dar stai, mă, puțin, bă, Dariusel, mă, ce faci, bă, ești, bă, ridică-te, bă. Unde e mașina, Dariusel? Păi, da, luat-o, prostea. Că nu am eu mașina, dacă eu n-am plecat cu ea. Bă, ai zis că la mașina tu, ai zis că pleci undeva. Păi, n-am plecat, nu vezi că n-am plecat? Ah, plătiu. Ma, wow, Dariusel, ok, hai, știi ceva? Gata, bă, gata, doamne, așa, Dariusel, așa, mamă, cât de Bă, ce faci, mă, vomiți? Ah, deja a dormit practic Dariusel, deja mă enervează mult. Doamne, deci... Ah, dăm, Doamne, putere, dăm răbdare cu Dariusel, nu se poate așa ceva. Amin! Hai, mă, lasă-mă, Dariusel, pleacă, că n-am chef de tine, gata, ok, mă duc și afară, mă, ce cauți? Bă, stai, mă, acolo, bă, Dariusel, așa, gata, mă duc și foarte frumos, bă, dar stai puțin, mă, ce cauți după mine, bă, Dariusel, mă, nu te ascunde după asta, că știu că ești aici, ce tu? Dariusel, te văd, știi că te văd, nu, ce? Tu vrei să ne ieși în fața ascunsele pe aici prin casă, mă, Dariusel? Ai, nu! Lasă-mă! Ce tu? Doamne, da, nu, că am nebune cu Dariusel, îmi pierd toți neuronii, ok, stai puțin, că eu de fapt am venit să cer pe Dariusel. Mă, ce tot cauți, bă, Dariusel, mă enervez culme, mă, ce tu? A, Dariusel, hai mă, să ne hai mă, bine, ascunde-te undeva, Dariusel, și eu vreau să te caut, ok, te caut, hai că te caut, Dariusel, îți dau 30 de secunde, ok, tu te ascunde-te, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, mă, frate, știți care este faza, nu, eu sunt pe Dariusel să mă ascund acolo toată ziua, sunt toată ziua, eu o să plec de acasă, practic, o să mă duc, mă, dar să simt că trebuie să mă duc repede după mașină, pentru că eu mi-am adus aminte că eu mașina am lăsat-o la fermă, practic, dacă vă are ceva aminte, nu l-am văzut până acum, mă, ce tot cauți, omule, după mine, bă, Dariusel, ai nebunit, da, ok, n-am cu cine să mai... Aoleu, deja mă enervează, pe bune, face toți nervii după cap. Uitați-vă puțin la el. Mă, ce tot cauți, dar... Ok, da, a plecat, ok, mă duc și eu vartelejer, iau mașina, după aceea mă dau puțin, cum fac eu să mă duc la Alice, să nu mai dacă vine Dariusel în continuu după mine, cum fac eu să mă duc la Alice, să consumez diamine, să mă consumez în Mara și după să venim practic așa, dacă el tot vine după mine, frate, bă, Dariusel, ce tot cauți, omule? A, să cera Diner, mă, stați puțin, că mi credeam eu că vine după mine, mă, no, scuzați-mă, no, scuz, da, de fapt, mă scuzați pe mine, nu scuze pe el, că practic el nu venea după mine, săracul de el, eu stăteam așa să țip după el, de nebun, practic, adică, hai că mă duc acum repede, iau mașina de aici și după aceea trebuie să mergem la Alice, să vedem cum o să facem, să începem să dăm drumul la prank-ul nostru, să vedem cum o să reacționeze Dariusel, chiar o să merite și chiar sunt curios, acum mergem acasă, mă, Dariusel, ce tot faci aici, Dariusel, ce tot faci aici, Dariusel, mă, ce tot faci, bă, Dariusel, aoleu, bă, Dariusel, bă, da, ești enervant, bă, de ce tot, mă, Dariusel, te-ai trezit cu ce te-ai trezit, mă, Dariusel, că știu că tu te-ai consumat, Dariusel, știu că ăsta ești tu, altcineva nu e. Bă, dar ce vrei, mă, pleacă-i, bă, nici-a, bă, aceea ce-i pe locul meu, bă, du-te, bă, nici-a, bă. Mă, ce-ai făcut, mă, la vocea aia, bă, Dariusel, ce ți-ai făcut, Dariusel, ți-ai robotizat voce, ți-ai pus efecte pe voce, în realitate, Dariusel, ce înseamnă la tine asta? Ce, Dariusel, mă, pleacă, bă, lavle, bă, pe mine mă cheamă David, de unde Dariusel, doamne, bă, apu. Ah, ok, da, nu ești Dariusel, nu ești tu Dariusel, în fine, mă, ok, hai, mă, ok, hai, gata, bă, deja mă enervează, bă, bune, copilul ăsta, uitați-vă, s-a costumat, el și-a pus, nu știu, și-a pus ochelare ea pe cap, de vedem că-și face și vocea, zici, care efecte puse pe voce, de sau de 10.000 de ori, zici că e robotizat, în fine, mergem acasă, ne luăm asta foarte frumos, mă, dată și tot fac, da, wow, am rămas blocat fix în barca lui, wow, cât de tare, deja ziua asta, mai prost atât nu se putea să meargă, sincer. Bun, gata, în sfârșit am luat eu mașina asta, după cum vedeți, barca aia acolo ne face practic de rău, nu mai rău, ne face practic, e barca lui Dariusel, dar astăzi o să-i facem și noi mai mult rău, Dariusel, o să ne batem joc de el, practic, o să facem mișto de el, o să-i facem o farsă, practic, o să fie o farsă într-o farsă, pentru că noi ne vom consuma în Mara și practic îi facem farsa de care v-am zis că o să fie Mara foarte frumos, o să fie și Rafael, Mara o să aibă vocea lui Rafael, după vine Rafael și să sperăm cum o să fie, pentru că eu trebuie să fac ambele voci, trebuie să vorbesc și ca Mara și ca Rafael și o să-mi fie greu, pentru că nu ne le dăți, da, știți care este faza, da, nu ne mai complicăm atât, am lăsat mașina aici, dar o să-l vedem că e la diner, sperăm că vine acasă, că nu vreau să fac prin acolo la diner, că mai sunt alte persoane și ar fi cam nașpa, dar acum hai să mergem la Alice, să vedem dacă e acasă, să vedem ce face, bine, trebuie să fie acasă, că până la urmă, da, e Alice, până la urmă e acasă mereu și da, bine, nu e mereu acasă, pentru că știți, da, am vorbit cu ea, era acasă și acum mergem noi, vedem că ne-a lăsat ușa deschisă, mă, frate, interesant, mergem acum la Alice și da, să sperăm că o să iasă totul ca la carte, o să-i spunem lui Alice așa cum am spus eu, pentru că o să avem am eu un dispozitiv, nu știu ce, cu inteligență artificială și așa am făcut vocea, am făcut rost de vocea Marei, practic, și așa te costumezi și tu, Alice, în mine și o să fie totul foarte, foarte bine. Ok, mergem acum la Alice, îi spunem și după aceea să mergem acasă, să dăm drumul la prim, pentru că o să iasă ceva super, super genial și chiar sunt curios dacă o să iasă, cum o să îmi placă mie și sunt curios de părerea voastră, dar vreau să scrieți în comentarii cum credeți că o să fie și după aceea vreau să scrieți în comentarii cum a fost, dacă v-a plăcut la final. Alice, cioc, Alice, ce faci, mă, ești pe aici? Alice, unde ești, mă? Bă, Alice, ești în casă, mă, ești pe sus, pe unde ești, mă, Alice? Ok, da, nu e aici, unde fi, mă, asta, mă, să sperăm că e acasă, tot, adică, nu, cred că e la restaurant, dacă nu e acasă, pe aici, mă, ce? Dă-mi gol, că nu mă putem! Bă, ce mă dă-ți pe așa, bă, Alice, bă, ce faci? La ce te uiți, Alice? Mă uitam la fotbal, ce, de-a intrat așa pe sine, ne-ai bătut și tu la ușă? Da, Alice, te-am și stricat, Alice, dar tu ce să mă auzi dacă țipa aici? Dar eu nici măcar nu te-am auzit când ai țipa, nu știu, Alice, cred că... Dar tu bă, da, ce cauți cu aia în cap? Ce e aia, Alice? Asta e o pălărie. Ah, e o pălărie, ok, Alice, păi și... ok, am înțeles, păi și fii atentă, bă, Alice, deci... Stai, apără ducada! dau apă. Bine, mă, bine. Mă, stai, tu te la fotbal pe bune, Alice? Am, ia și zi ce vrei. Ok, mă, deci fii atent, Alice, vreau să-i facem o farsă lui Dariusel. Vrei să te bagi în chestia asta, să mă ajuți? Normal, hai. Ok, deci fii atent. În primul rând vreau să te transformi tu în mine. Și știi, fii atent, știu că știi tu de Mara. Eu are Dariusel o prietenă, știi de fapt de ea sau ceva? Nu, adică, nu știu. Cum nu știi? Nu te împrieteni cu ea, nu te împrieteni, că eu știu că are Dariusel după cineva și vorbește de asta. Bă, dar să spunem că nu e Dariusel pe aici, să ne audă, mă, că parcă mi se pare că am auzit. Păi, ușa, nu i-am lăsat ușa deschisă sau ce s-a întâmplat aici? Nu, n-am lăsat eu, mă, ce se întâmplă aici? Ok, nu e nimeni, deci fii atentă, Alice, fii atentă cum vreau să facem. Deci, de fapt știi așa, știi de Mara, nu? Zi pe bune, știi sau nu știi? Nu știu, mă, nu știu cine-i. Că mie nu vrea să-mi zic că știu, dar l-am văzut pe Dariusel, l-am spionat și am văzut că străc cu o fată pe aici, o cheamă Mara și am făcut rost de ceva, știi că s-a inventat inteligența artificială și toate chestiile astea și acum poți să faci foarte multe chestii în zilele noastre, știi asta? Da, știu. Așa, și fii atentă, am ceva cu care pot eu să-mi schimb vocea, să-mi pun vocea ei cu inteligența artificială. Stai, că mă sună. Așa. Cine te sună? Nu, nimeni, e cineva. Ah, ok, deci fii atentă, am eu asta, cum ți-am zis, cu inteligența artificială, pot să-mi schimb vocea și să-i am practic vocea Marei, că așa o cheamă din cât am înțeles, o cheamă Mara. Și fii atentă, vreau să mă duc eu să mă schimb în Mara, pentru că am și văzut-o și am costumul ei. Așa, Alice, stai puțin, că îmi venea aici să tu și el, deci fii atent, eu practic mă transform în Mara pentru că am costumul ei și vreau ca tu să te transformi în mine și eu o să fiu Mara, o să vorbesc cu vocea mea normală și după aceea pot să-mi folosești și vocea cu inteligența artificială, să vorbești cu vocea de Mara, să vorbesc practic cu vocea de Mara și cu vocea mea normală, știi ce zic? Da, înțeleg așa. Așa, și ceea ce vreau tu să faci și vreau să te transformi tu practic în mine, să fii arăți exact ca mine și să stai ascunsă. Eu o să mă duc la Dariusel sub pretextul că sunt Mara, vreau să vorbesc cu el așa, să vedem ce face și toate chestiile astea și după aceea vreau să vorbesc dintr-o dată cu vocea mea, să vedem ce reacție să aibă Dariusel și tu vreau să stai ascunsă și o să lăsăm așa mai mult și după aceea o să-ți fac eu un semn ca să te dezvălui, practic să te vadă și Dariusel, să vadă practic că eram eu și după să vorbesc eu și ca vocea de Mara și ca vocea de Dariusel. Tu practic nu vreau să vorbești nimic, adică când suntem în preajma lui Dariusel, tu nu vreau să vorbești deloc, ok? Am înțeles. Ok, mamă, ok, Alice, mamă, o să iasă ceva foarte, foarte interesant, dar acum fii atentă, vreau, eu mă duc acasă, de fapt, Alice, te aștept aici, te aștept afară, de fapt, sau hai că mă duc acasă să văd dacă o fi ajuns Dariusel sau nu știu, de fapt, hai că te aștept aici, dar vreau să te transformi în mine și după aceea, de fapt, da, trebuie să mă duc acasă, că practic trebuie să mă transform eu Mara, să sperăm că nu vine Dariusel sau dacă e acasă, nu știu, dar ne întâlnim, unde ne întâlnim, mai vin la tine sau vii tu acolo la mine? Cred că trebuie să vii tu la mine, că eu trebuie să mă mai șarajez. Da, pe da, trebuie să te faci ca mine, practic, hai că eu o să vin eu la tine, practic, să te iau, că poate o să vină și Dariusel la casă și o să fie mai așa. Stai așa, ce culoare are, roșu, bombon, așa, da, și să văd aici un pic mai des acolo și acolo cu alb. E cu maro, e cu roșu, e cu alb, e cu negru. Nu, mă, nu, du-te de aici, că trebuie să fie perfect. Nu am ce să fac și mai frumos. Da, bine, hai că ne vedem după acolo. Ok, mergem acum acasă foarte frumos. Chiar sunt curios cum o să iasă, frate, pentru că o să fie ceva foarte genial. Chiar sunt curios de reacția lui Dariusel, cum o să fie. Acum mergem, ne transformăm în Mara și să sperăm să îmi urez acolo, practic, îmi urez singur succes, să am noroc, că pentru că o să fie cam greu. Nu vreau să-și dea seama și trebuie să vorbesc eu și ca Mara și ca Rafael. Să sperăm că o să fie. Ce se întâmplă, mă, frate? Bă, am zomul și asta, mă, frate, să închid așa dintr-o dată. Nu știu care e faza, dar în fine, ne ducem acum la mine în cap. Dariusel, sper că nu ești pe aici să-mi faci varfară. Bă, Dariusel, sau ce-am făcut, mă, cred că bă, ce, mă, pe aici? Bă, asta, da, frate, că o țin aici să meargă așa, practic, să iau eu foc, mă, pe bune. Acum mă duc repede la mine, mă duc foarte frumos așa, am închis și așa cum a deschidem asta, ne costumăm și o să fie totul foarte bine. Bun, gata, m-am costumat foarte frumos, arătăm impecabil, mergem acum repede să vedem ce o să facem și toate trebuia să ne ducem acum foarte frumos, mergem la Alice să vedem dacă ea s-a costumată, ok, deci da, vrem să ne... Bă, dar ce căutăm? Bă, da, să deschid ușile astea, nu știu, mă, frate, care e faza cu el, ok, vedem bărcuța asta aici la Dariusel, mergem acum la Alice să vedem dacă s-a costumat în mine, eu arăt foarte frumos și eu o să-i zic practic, e chiar o idee bună, scrieți-mi în comentarii dacă e o idee bună, cum am zis, cu inteligența artificială și toate astea, mă, Alice, ce se întâmplă, mă, de 500 de drumul singur, Alif. Ce? Bă, dar stai puțin, de ce nu te costumă până acum? Tu nu te costumă, ce tu faci? Bă, păi, dar nu mă că am început, dar lasă-mă în pace să termin, nu mai există. Eu sunt gata, hai că te aștept aici, ajung la tine. Mamă, frate, că durează, mă, la fetele astea, pe bune, nu știu, pe bune, adică durează foarte, foarte mult. Hai că mă pun aici pe canapea, stau frumos jos și acum o așteptăm pe Alex, să sperăm că nu ne apucă noaptea aici. Bine, să sperăm că ajunge și Dariusel la casă. Mă, ce se întâmplă, mă, cu toate chestiile astea, mă? Doamne, doamne, chestii paranormale pe aici, pe la Alice, sincer, pe bune. Aolea, bă, dar stau aici de o grămadă de timp, frate, 10 minute, de 15 minute, stau, nu știu, nici nu mai știu cât e ceasul, câte minute au durat și toate chestiile astea, dar se pare că Alice tot nu mai vine, mă, pe bune. Ia, mă, că mă duc eu la ea, mă, Alice, ești gata, mă, stai că nu-i trebuie să ține zi, ești gata, Alice, mă auzi? Alo, Alice, ce, Alice, mă. Stai, mai ușor, nu mai gata, că imediat așteaptă, deci să aranjăm aici cu ăsta și dacă mai punem puțin aici la ureche, gata. Mă, Alice, ce se întâmplă pe aici? Mă, ce se întâmplă pe la tine? Că mi-a apărut un cap de lup. Nu știu ce se întâmplă. Vezi unde buși tu lucrurile, Alice, nu le mai arunca aici peste tot, adică pe bune, așa. Wow, dar vezi că arată genial. Bă, dar nu, mie mi se pare așa ciudat când îmi văd skin-ul meu, da? Mi se pare super, super tare, arată interesant, mai ales pe bune, adică da, mie chiar îmi place. Bă, păi, hai să mergem, nu? Că ai zis să-i facem alea să... Da, deci fii atentă, hai să-ți arăt cum am eu, am aici cu inteligența artificială și fii atentă cum vreau să fac. Bă, da, tu sigur nu te-ai întâlnit cu Mara până acum? Că gen vreau să-ți arăt cum are ea vocea. Mă, nu știu, dar chiar vreau să te întreb sincer cine e. Păi eu nu știu, gen, eu prietenul Dariusel, dar din câte am văzut, gen, sunt prieteni, nu sunt împreună sau ceva. Adică am văzut că nu sunt ei împreună, doar sunt prieteni, așa, nu știu. Da, stai aici puțin, că trebuie să răspund aici, stai. Ok, mă, ce facem, Alice? Păi răspunde. Da, bă, nu, am acum niște treabă de făcut cu un prieten și după aia vin la tine. Ok? Da? Mă, Alice chiar are un prieten pe bune, mă, frate. Mă, ce faci? Gata, ce te făceai acolo? Te uitai în oglindă, ce făceai? Nu, m-a sunat bunicul. Bunicul? Ok, Alice, păi fii atentă, deci fii atentă, vrei să-ți arăt cum are vocea sau nu? Da. Deci fii atentă. Alice, ce-ai făcut, bă? Alice, bă, ce-ai făcut, bă? Bă, ai făcut ăsta aici, bă, Alice, bă, ce tot faci, bă, Alice, ai căzut prin ăsta aici, mă, aoleu, stai că am căzut. Bă, Alice, de ce-ai spart ăsta aici, de ce ai făcut asta așa aici? Vrei să-mi faci mie un prank sau ce vrei să faci? Alice? M-auzi? Bă, Alice? Nu înțeleg ce e cu chestia asta, dar în fine. Deschide și mie aici că am căzut și eu nu pot să ajung acolo, că eu n-am superputerele voastre să pot să urc așa, gata, Alice, în fine, deci fii atentă. Deci cum este vocea, mă, Alice, deci fii atentă. Stai să iau ora să folosesc inteligența artificială, fii atentă, fii atentă. Alo, eu sunt Mara, ce faci, tu ești Alice? Vezi că sună aproape ca... Bă. Aproape ca ție sună, Alice, că ai zis că nu cunoști pe Mara și ai spus că nu știi pe Mara, aproape ca ție sună. Nu, sună aproape ca mine. Aproape ca tine? Interesant, mie nu mi se pare, dar îți place, Alice? Îți place cum e? Crezi că o să fie interesant, că o să se prindă Dariusel sau o să se sperie? Da, e destul, chiar sună bine și o să fie și interesant. Ok, păi hai acum, ok, stai puțin că scot ăsta. Gata, mă, Alice, gata, deci atent, îți place, bă, cum e? Da, e chiar forță. Gata, mă, hai să mergem acum, mergem repede acasă și să vedem ce reacție o să aibă și Dariusel, să sperăm că a venit totuși Dariusel acasă, că o să fie tare, mă, Alice, nu știu. Spune și tu, cum crezi că o să fie, Alice? O să fie nu o să mai știe ce e cu el, așa o să fie. Ok, mă, chiar sunt curios, Alice, fii atent, stai puțin, deci fii atent, așteaptă aici, o să așteptăm aici și o să intru eu pe rând, tu o să fii, fii atentă, deci o să intru pe acolo prin față pe la el, pe la ușă și tu vreau să stai ascuns acolo lângă ușă, da? Ca să fie ca și cum și tu după să vii, știi? Prima oară vorbesc eu ca el, ca și cum sunt Mara, mă, normal, după o să-mi dau vocea mea normală, o să scot inteligența asta artificială și după aceea o să se sperie și asta și după aceea o să vii tu, ok? Ca să nu-și dea seama, știi? Du-te. Gata, acum merg, păi trebuie să vii și tu după mine, mă, stai puțin, nu deschide că poate e deja aici, gata, deci facem așa, înțelegi, da? Am înțeles, hai să mergem. Mă, Alice, sunt ei, mă, bă, ce-ai făcut, mă, aici, ok, spargeam, mă, unde ești, mă, Alice, bă, Alice, sunt ei, mă, bă, Alice, mă, unde ești, mă? Bă, alo, Alice, mă, ce cauți, mă? Bă, Alice, hai, mă, că n-am chef de glume, hai repede să facem asta, că poate vine Dariusel acasă, mă, ce tot faci, Alice, unde ești? Alice, hai, mă, mai vii odată, mă, Alice, pe bune, ești, mă, doamne, deja mă enervez, Alice, adică, pe bune, ce înseamnă toate... Dariusel? Dariusel, ce faci? Bă, Mara, fii atent, l-am auzit pe prietenul meu acolo, la prietenul meu, dar tu l-ai auzit? auzit? Fii traumatizat, fii în bărcă, ești foarte frumos. Dar el așa e, stai aici. Se zicea, bă, Rafael, bă, da, tu ce faci? Alice, ăsta, Dariusel, mă ți-ai zis că nu te-am auzit, nu te-am înțeles. Mi-ai zis de burger, chiar aveam nevoie, Dariusel, de burgerul acesta, dar nu te-am înțeles. Ce-ai auzit? Că nu s-a auzit nimic, ce prieten al tău, Dariusel? Păi nu, fii atent, stau eu cu un prieten, adică mai mult de sclav, nu faci ce vreau. Stai, Dariusel, că-mi trec cuvintele tale dintr-o ureche într-o alta, vorbește mai încet că mie îmi spași timpanele. Fii atent, am eu un prieten care stă cu mine, e mai mult sclavul meu, că face curățenie prin casă, eu stau și mă joc fără și fii atent. Și cum îl cheamă pe el? Rafael îl cheamă? Bă, stai, ce? Da, Rafael îl cheamă Rafael. Adică cum îl cheamă? Dar el ține, Dariusel. Cine e Rafael ăsta? Bă, Rafael e un băiat care, uite, stă în camera de sus, e băiatul meu ținit la capul, el face... Bă, Dariusele, vină mă odată sus! Bă, acolo vin, bă, hai, Rafael! Bă, ce l-am speriat pe ăsta? Bă, ce ăsta chiar crede, bă, stai puțin. Bă, Dariusele, ce faci? Bă, dă-i nesimțire, ce dai mine? Zi, de ce dai mine? Ce faci de dai așa? Omul, stai, omul... A, Dariusele, de ce dai mine? Ești nesimțit? De ce dai mine? De ce faci așa ceva, Dariusele? Ești nesimțit? Ce vrei, mă, ăsta? Ce vrei, mă, Dariusel, ești simțit? Bă, Rafael, bă, du-te, bă, mai bă, suprafa, te cam că mare reală, așa ai făcut și cu Denisa, nu? Ce zici, mă, acolo, că nu te înțeleg, mai încet. Așa ai făcut și cu Denisa, frate, acum faci cu Mara, du-te, frate, că m-ai supărat. Bă, Dariusel, stai puțin, bă, uite, Dariusel, în primul, nu, n-am vrut să fac asta, adică, fii atent ce am făcut, nu știu, deci fii atent, Dariusel, în primul rând, ai auzit de inteligența artificială? Inteligența artificială, ai auzit de așa ceva? Inteligența artificială. Da, în fine, dar să le și atent, este un dispozitiv prin care poți să-mi setezi vocea. Și eu te-am urmărit pe tine când te-am văzut odată cu Mara, Dariusele, am auzit că o cheamă Mara, te-am văzut cu ea și eu m-am transformat în ea și am folosit un dispozitiv prin care pot să-mi schimb vocea în vocea ei, cum ar veni practic. Și fii atent ce am făcut azi. Am pus-o pe Alice să se transforme în mine, s-a transformat, uite-te ce a făcut Alice, a spart geamul și dintr-o dată a dispărut. Nu s-a mai văzut aici, nu știu unde a plecat. Deci, atent, am vrut să complotez cu ea, ca ea să vină, gen, într-o dată eu să vorbesc cu vocea mea de băiat, cum ar fi, de vocea mea normală, și tu, gen, să zici, bă, Mara, tu ai fost și așa, și după să apar eu, gen, să apară Alice, ca și cum sunt eu, și să vorbesc și de acolo și de aici. Dar știi ce a făcut ea? Ea a plecat, uite-te, și m-a lăsat pe mine așa singur și acum a trebuit să stau așa, pentru că am stat să țip aici și te-am văzut pe tine acolo, că erai ca altfel, eu țipeam după Alice să văd unde e, dar na, ce să mai și fac? Deci așa, bă, tu stai mie seama, bă, geamul ăsta costă mai mult decât viața ta, băi, Dariusele. Bă, nu l-am făcut tu, Dariusele, și vorbește frumos, în primul rând, cine te-a învățat să vorbești așa ceva, mă, Dariusele, ești nesimțit? Mama! Ok. Hello. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.